Salut și bine v-am găsit pe canalul FZBlog. Astăzi vom construi un kit achiziționat de pe AliExpress, fiind foarte ieftin și foarte răspândit pe site-urile chinezești. Înainte de lipirea componentelor, vă recomand să le verificați. Nu se știe niciodată când vă poate face probleme o componentă defectă. În plus, voi adăuga 3 socketuri pe acel PCB pentru amplificatoarele operaționale TL081. La montarea acelor diode este o micuță problemă, și anume sunt destul de multe diode rapide, un N40 și un N48, și două dintre ele sunt Zener de 5,1V, așa că trebuie să le depistăm. În mod normal, dacă aveți o sursă de laborator care poate limita curentul destul de fin, adică în ordinul zecilor de miliamperi, însă eu mi-am făcut un alt tester separat, cu mult timp în urmă, pentru diode Zener și poate LED-uri, cum ar fi. Am pornit acest tester. Tensiunea maximă este de aproximativ 50V, dar am bineînțeles că aceasta este în gol atenție. Deci, printre aceste diode, două dintre ele sunt Zener. Trebuie să le depistăm. Știți deja cum să verificăm o diodă Zener, dacă nu, aveți link în descriere. Ia să vedem care dintre ele sunt diode Zener. Nu este, asta e diodă normală, polarizată direct. Avem cădere de tensiune 0,7. Hai, creștem la 10 mA. Asta sigur ar trebui să fie diodă Zener. Și da, este o diodă Zener. 5,2V. O să o punem într-o parte. Și cealaltă, ultima, tot diodă Zener. A, nu, practic mai am încă două. O diodă s-a ascuns de mine. Și asta e diodă Zener. Da, acesta este PCB-ul. Văd că traseele nu sunt chiar strălucite, dar na, până la urmă, la prețul cât dai pe acest kit, nu poți să ai pretenții. Să vedeți și spatele. Da, pare că au fost făcute pe repede înainte. N-a contat. Cu siguranță, dacă aș fi proiectat, n-aș trage traseele, rutele în unghi. Uite și pe aici. Și zona asta. În fin. Odată ce e funcțional, nu prea-mi pasă. Cum v-am obișnuit, o să lipesc prima dată componentele mărunte, apoi treptat pe cele cu o înălțime mai ridicată. O să așez rezistoarele, cel de 82 de ohmi aici. O să le lipesc pe partea asta, pentru că PCB-ul e cu două straturi și e mai ușor. Să așezăm și diodele rapide. Să punem pe poziții și diodele Zener. Mare atenție să le măsurați separat, chiar este foarte important, cum v-am arătat la începutul clipului. Să punem și rezistorul de 2,2 kΩ, în teorie de 1W, dar pare să fie de mai mult de 1W, da, în fin. Ah, cred că e de 1W, ok. Vine aici. Și lângă el să îl punem și pe cel de 5W, în zona asta. Să punem și dioda redresoare, 4004, oricum nu prea contează. Poți să pui între pale un N4001 și un N4007. Să tăiem cu stick-ul terminalele în exces. Pentru a nu face unele greșeli în introducerea componentelor, le-am lipit pe această hârtie cu un scotch din hârtie și am notat pe ce valoare are fiecare componentă. Și așa am făcut și la rezistoare. Că altfel existau șanse mari să mă încurc. Aici avem pe cel de 330 pico, îl așezăm aici. Cel de 100 de nano aici. Avem unul de 100 de pico aici. Urmează să punem și diodele redresoare, un N5408. Să le lipim.
Să punem și tranzistoarele de putere mică. Avem grijă că unul este NPN, iar celălalt PNP. O să punem niște socketuri pentru acele integrate. Kitul nu a venit cu așa ceva, însă în caz de sunt probleme cu acele amplificatori operaționale, e mai ușor de schimbat având aceste socketuri. Dacă vă întrebați de ce stă fiecare socket la locul lui, pentru că am lipit dinainte un terminal al fiecărui socket. Să lipim LED-ul albastru în zona lui, aici. Pinul mai lung reprezintă anodul, adică plus. Să introducem semireglabilul multitură de 100 de kΩ la locul lui, aici. Urmează condensatorii electrolitici, să-i punem prima dată pe cei mici și îl lăsăm pe cel mare la sfârșit. Să punem și stabilizatorul liniar de 24V, deși nu o să am nevoie de el, dar să fie aici de formă. Să punem acest tranzistor pe radiatorul de față de pe acum. O să curățăm cu alcool izopropilic. Am pus puțină pasă termoconductoare, uitați-mi să înregistrez și să-l punem pe acest radiator. Nu îl strângem tare, doar puțin, la sfârșit după ce o să-l lipim pe PCB. Tranzistorul de putere medie aici este asemănător cu BD139. Iar acum putem să strângem mai bine acel tranzistor. Gata. Să punem conectorii bloc, unul aici, iar celălalt sus, în zona asta. Să punem și condensatorul electrolitic de 3300 microfarazi. Să nu uităm de potențiometrele liniare pentru reglajul curentului și tensiunii. Tranzistorul de putere de 1047 o să-l punem culcat, așa, ca să pot să-l montez pe un radiator. Să introducem amplificatoarele operaționale în socketuri. Unul aici, celălalt aici, a intrat și ultimul în zona asta. Gata. Să curățăm un pic cu alcool izopropilic. Kitul a fost asamblat, componentele lipite pe PCB, dar încă se văd urme de flux, însă din cauza faptului că nu am curățat cu alcool izopropilic imediat, am lăsat câteva ore bune. Am îndoit și în sus acel tranzistor de putere, îl vom pune pe acest micuț radiator, nu este suficient, recunosc, dar pentru test să sperăm că este în regulă, doar pentru test. Să nu uităm să punem puțină pasă termoconductoare, nu mai punem izolație electrică. Urmează testarea montajului. Deocamdată vom pune o siguranță fuzibilă de 1 amper pe intrare. Doar pentru test, ca să știu că totul e în regulă. Dacă e vreo problemă, ar trebui să ardă acea siguranță. E una rapidă de 1 amper. Montajul nu a fost pornit înainte, deci nu am făcut niciun test. Acum este prima dată. Deci dacă se întâmplă ceva, se va întâmpla în filmare. 3, 2, 1...
Nu s-a întâmplat nimic. E bine, până acum. Să măsurăm pe intrare, ar trebui să avem pe undeva pe la 23 V, că am pus eu transformatorul să dea acea tensiune. Ok. Pe ieșire ce tensiune avem? Cred că e reglat la mine. Hai să reglăm puțin mai sus. 4,8 V. Să facem și un reglaj de tensiune. La minim. Să mărim tensiunea acum. Până la 27,6. Iar acum am introdus în ecuație și un consumator variabil, un electronic loader, ca să vedem și în sarcină, să reglăm tensiunea. Da. La maxim și la minim. Hai să vedem la 12,3 V, o tensiune aleatorie, să pornim electronic loader-ul. Asta e reglajul fin, reglajul brut acum. Da, a intrat limitarea curentului, da? La 2 A. Interesant, chiar la 2 A a fost setat. Hai să reglăm curentul, da? Limitarea curentului. Hai să vedem curentul maxim. A trebuit să intre la 3 amperi, ca să ai curentul maxim al kitului, în teorie. 3 amperi. S-a ars siguranța mea fuzibilă. Stai să schimbăm siguranța fuzibilă. E rapid, așa că, da, mă așteptam să țină continuu 3 amperi. A început să frigă. Punem cealaltă siguranță fuzibilă. Gata. Da, a cam început să frigă. Trebuie să mutăm pe un radiator mai mare. În sfârșit am pus un radiator mai mare. Să alimentăm montajul. 28,9. Strani. În fine, să reglăm înapoi la 12 V. Hai, 12,1. Pornim consumatorul. 2 A, ia să verificăm limitarea curentului. Da. Deci el duce pe undeva pe la 3,3 A. Și radiatorul este destul de gigantic să preia disiparea termică a acelui tranzistor. Abia acum începe să încălzească. Chestia este că acel rezistor disipă destul de multă căldură. Deci la 2 A observ că e o cădere de tensiune pe rezistor de aproape 1 V. Trecând prin el un curent de 2 A, 1 ori 2, 2 W disipă în momentul de față. Să ne ducem la maxim. Să spunem pe la 3 A. Căderea de tensiune pe el de 1,4 V. Asta înseamnă că disipă aproximativ 4,2 W. Cam la limită. Hai că am pus și osciloscopul, din curiozitate. Vom pune aici. Asta e tensiunea continuă. E la tensiune maximă reglată pe ieșire de 28 V și ceva, aproape de 29. Pornim electronic loader-ul. Observăm că avem acel riplu, iar acela este, văd că și transformatorul scade nițel. Da, vedem că scade. Da. Însă nici acel condensator nu este suficient. Da, și aici a intrat limita de curent. Haideți să scădem tensiunea pe ieșire. Curentul e 2,5, hai să scădem pe undeva pe la 2 A. Iar acum să scădem tensiunea pe ieșire. Da? Ca să nu mai avem acel riplu. Deci până în 20 V nu avem riplu. Kitul funcționează, dar nu poți să avea pretenții la mai mult de 20 V. Până în 20 V este 20 și un pic e suficient, dar peste 20 nu poți. Pentru că avem acel riplu, cauzat de lipsa filtrării suficiente, 3300 de microfarazi nu e suficient, trebuie mai mult. Deci atât că l-am stresat eu, cred că mai bine de un sfert de oră, 20 de minute, aș putea spune că acest radiator,
văzută într-unul dintre mailbox-urile mele anterioare. Se încălzește, dar nu foarte puternic. Nu mai mult de 60, că de regulă mai mult de, dacă atingi 60 nu poți să ții mâna la 60-70. Deci mare atenție, dacă aveți un astfel de kit, nu uitați să puneți un radiator pe măsură. Limităm, cred că pun doar pe la 3 amperi. Mai dăm înapoi. Da? Interesant. Din păcate nu am o cameră cu infraroșu să citesc temperatura, dar pot spune sincer că dacă tragi continuu acest curent, acele iode de redresare se vor încinge destul de serios. Hai să încercăm pe la 5V. Dacă reușim să setăm 5V. Hai pe undeva pe aici. 5V. E setată limita la 3A. Cât de curând ar trebui să intre limita de curent? Da? Este în regulă. La 9V. I-ar trebui pe reglajul tensiunii un potențiometru multitură, sincer. Da? Este în regulă. E regulă. Radiatorul s-a încălzit un pic mai puternic. La tensiune mică e normal să disipe mai mult. Deci abia acum încep să nu pot să țin mâna mai mult de câteva secunde. Semn că deja se apropie undeva pe la 60 de grade Celsius. Cred că puțin peste. Și acel rezistor se încinge dacă tragi 3 amperi continuu. La sfârșit, aș vrea să mai fac un singur test. Și e ultimul. Și anume să simulăm un scurt pe ieșire. Ar trebui să intre limita de curent de 3 amperi. Da? Hai să încercăm. Mă pun astfel încât să vedeți și LED-ul aprins, dar să vedeți și tensiunea de pe electronic loader. Da? 3, 2, 1. Este în regulă. Încă o dată. Are protecție la scurt circuit. Bineînțeles și limitarea curentului. Să tragem și concluziile de final. Kitul este stabil la o tensiune de până în 20 de volți pe ieșire, probabil și un pic mai mult, asta în funcție și de transformatorul tău, cât de stabil este. În plus, nici filtrarea, nici redresarea nu este suficientă, însemnând că acele diode redresoare sunt la limită, sunt de 3 amperi și trebuia o punte redresoare sub aceeași capsulă. Eu probabil așa aș face, aș pune o punte redresoare pe un micuț radiator sau direct de radiatorul principal. Cum e atașat acest tranzistor de putere, așa aș atașa și puntea redresoare. Bineînțeles cu un filtraj mult mai bun, aproape de 10.000 de microfarazi, ca să ai acea stabilitate la peste 20 de volți. Până în 20 de volți, la ora actuală, kitul, până cam 20 de volți, 21 de volți, probabil și un pic mai mult, dacă alimentați un transformator de 24, al meu de 23 de volți în gol. Am alimentat la 23 din motive de siguranță, deoarece nu știam dacă duce acest kit. Acest tranzistor e la limită, din câte am observat, plus că, mai important, acele integrate sunt alimentate la limită. Eu i-aș pune niște stabilizatoare de tensiune, Zener. Dar se pare că nu prea au făcut acest lucru. Da, kitul e ok, după câte v-am spus. Limitează curentul, puțin peste 3A, 3A și ceva. Are protecție la scurt circuit. Da, cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!